Dar cine nu poate să cânte cântecele din Dor? La noi în biserică nu există duminică sau joi în care să nu cântăm cântecele de la fratele Moldovean. Yeah. Totdeauna cântăm. This is the last. The one he's just finished. He's working for him. And before there was the song of God, of Lord. But after prison, he have the song of grace. Da. Câte cântece ați scris? Eu n-am făcut socoteală, că și David a fost întrebat cât s-o sta așa. Caietul de înainte din Chișinău? Are 16 caiete, a 400 de cântece fiecare. Ce am lucrat astăzi? Ce v-am spus din cuvântul lui Dumnezeu din Isaia? Du-te, poporul meu, intră în odaia ta. Și am scris, sunteți primii care vă citesc. We will be, we'll be first people who will listen his last song. He just wrote this? Yes, and he will sing for us e today. Cuvântul care l-am pus pe note. Spune, să intru în odaia ascultării de Dumnezeul Sfânt în orice clipă. Să iau de acolo armele răbdării. Să pot zbura pe-a cerului aripă. Lucrarea lui cea dreaptă și frumoasă, s-o săvârșesc zburând pe înălțime, atunci e vie, sfântă, luminoasă, când sunt zburând deasupra de mulțime. Să beau a adevărului sfânt apă, din zbor când sunt spre cerului lumină. Cei însetați atunci se adapă, sorbind cu setea apa lui divină. Spune în Psalmul 110, el bea din zbor din pârâu. Și refren, laudă-i cânt lui Dumnezeu preasfânt, cum îngerii în cer și eu pe acest pământ. Faceți acest cântec? Citind Biblia? Am citit azi dimineață Biblia și atunci am zis să pun într-o cântare. Ce frumos! Și scriu și meditația. Sigur că în fiecare zi scriu meditația. La cuvântul, dar nu. Din toate iese o cântare. Deci nu mereu a ies o cântare. Nu mereu, ci când îmi dă Domnul și așa. Frate Moldoveanu, vreau să vă întreb, când v-ați întors la Domnul? La vârsta de 16 ani.
Atunci eram în satul meu. Unde? Moldova. Sunteți în Moldova? Județul Galați, pe malul Siretului. Lângă Cosmești, Mărăsești, unde erau luptele, acolo, în satul meu, Movilenile, îi spune. Și acolo, de aici, din Sibiu, a pornit o mișcare evanghelică, Oastea Domnului. Știu despre. Da, și acolo s-a înființat această adunare a Oastei Domnului și acolo depus eu legământul, am semnat într-un registru în fața martorilor și eram de vârsta de 16 ani, în anul 1938. Și de atunci, prin harul lui Dumnezeu, am tot mers înainte. Că nu există în viața creștină, nu există dare înapoi. Că lumina nu merge decât înainte, e lumină, dacă dă înapoi întuneric. Așa este. Și de când ați început să scrieți cântece? La 17 ani. Prima poezioară a apărut în revista Oastei Domnului, la Cluj, era în anul 1940. Era publicat un anunț. Cine are cântări noi, să le trimite la redacție, că vrem să tipărim o nouă carte, pentru că s-au epuizat celelalte vechi. Și eu compusesem câteva cântări, am mai auzit de pe la adunare și am trimis vreo, nu știu, 14 cântări, 16. Cu note, cu tot, și le-am trimis acolo, după ce am citit anunțul acela. După două, trei săptămâni, primesc o carte poștală și în care îmi spune, și acum păstrez cartea aia poștală, zice, dragule, așa începe. Nu știm cine ești, dar noi am primit la redacție un număr de cântări. Poate că ai fost chiar primul care ai trimis și încă puse pe note. Am vrea să te cunoaște. Și de aceea te chemăm să vii la Cluj.